Un tânăr în vârstă de 20 de ani a fost reținut de către polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor după ce ar fi ucis doi câini pe care îi avea în propria sa gospodărie. Potrivit sursei citate, fapta s-ar fi petrecut în urmă cu 4 zile, după ce unul dintre câini l-ar fi mușcat și, supărat că animalul l-a atacat, a lovit cu o secură ambele animale din curte până le-a omorât. În urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit că la data de 15 iulie, un bărbat din localitatea Câineni, județul Vâlcea, în timp ce se afla în curtea locuinței sale, ar fi fost mușcat de câinele său, motiv pentru care i-ar fi aplicat acestuia mai multe lovituri cu un corp contondent, în mod repetat, provocându-i astfel leziuni care au condus la decesul animalului. De asemenea, la scurt timp, acesta ar fi recurs la același gest și față de un alt câine din gospodăria sa, omorându-l și pe acesta, au transmis reprezentanții IPJ Vâlcea. Tânărul ar fi fost reținut de polițiști marți, care i-au deschis dosar penal pentru uciderea animalelor cu intenție. Cercetările în acest caz fiind efectuate sunt supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Brezoi, relatează mesajul.ro.